Che Guevara trebuia să moară. Sau Che Guevara trebuia să moară? Oare este o afirmație sau o întrebare? Păi haideți să vedem. A devenit aproape un leitmotiv că Ernesto Che Guevara, celebrul revoluționar argentinian din secolul trecut, să fie prezentat drept un om al contrastelor, un erou pentru cei oprimați sau un terorist și ucigaș notoriu pentru cei împotriva cărora a luptat. Poate că imaginea care l-ar caracteriza cel mai bine ar fi mai degrabă aceea a unui idealist, a unui om care a încercat să transforme în realitate o utopie și care a sfârșit strivit de același sistem pe care el singur îl provocase la luptă. Dincolo de dezbaterea și de moartea sa, de motivele care i-au determinat acțiunile sau de pasiunile care l-au animat, Che Guevara rămâne încă, la peste mulți ani de la asasinarea sa, un om învăluit în mister. Dar nu despre viața lui Ernesto Che Guevara de la Serna vom discuta în acest material, nici măcar despre mitul său și despre efectele pe care le-a avut asupra generațiilor de tineri care i-au urmat. Voi încerca totuși să punctez acele momente cheie care l-au adus către moarte, precum și substratul teoriilor conspiraționiste care au încercat să explice violenta sa dispariție din 9 octombrie 1967. În fond, Che Guevara era omul pe care toți mai mari vremii îl vroiau redus definitiv la tăcere. Și să începem cum este corect cu Fidel Castro, CIA și KGB. Dacă vă întrebați care ar fi elementul comun care să unească într-un consens toate aceste nume celebre ale secolului 20, atunci acest stat nu ar putea fi decât atitudinea negativă față de rebelul Che Guevara. În numai 8 ani de la momentul preluării puterii în Cuba de către Fidel Castro și anul în care Che Guevara este ucis în Bolivia, revoluționarul argentinian reușise să-și atragă antipatia celor mai mulți dintre foștii săi aliați, precum și a marilor puteri ale vremii. Haideți însă să le analizăm pe rând. De ce CIA dorea reducerea la tăcerea lui Che Guevara? Asta ar putea fi cel mult o întrebare retorică. Argentinianul își manifestase fățiși poziția tranșantă vis-a-vis de guvernul american și nu odată incitase la deschiderea unor focare de război împotriva SUA în toată lumea. Nici chiar în timpul vizitei sale în Statele Unite cu ocazia conferinței ONU din 1964, Che Guevara nu-și temperase discursul și mai mult decât atât, denunța atrocitățile comise în SUA împotriva populației de culoare, dar și lipsa de reacție a Organizației Națiunilor Unite în fața apartheidului din Africa de Sud și crimele comise în așa zisul nume al imperialismului în majoritatea țărilor din lumea a treia. Discursul său furibund avea să-l determine atunci pe reprezentantul Statelor Unite ale Americii să părăsească sala de conferințe. Iar dacă atitudinea sa nu era de ajuns, trebuie spus că lui Ernesto Che Guevara îi se atribuie astăzi o mare parte din responsabilitatea declanșării crizei rachetelor nucleare din 1962. Atunci, argentinianul negociase în secret cu liderii URSS transportul mai multor rachete atomice în Cuba, el declarând în câteva rânduri că nu ar fi ezitat nicio clipă să le folosească împotriva Statelor Unite ale Americii. Iar dacă ne gândim la succesul revoluției socialiste din Cuba în încercarea de înlăturare a președintelui pro-american Fulgencio Batista, la tentativa eșuată de a instaura un guvern socialist în Congo în 1965 și la războiul de gherilă din Bolivia din anul 1967, război dus împotriva autorităților pro-americane, este evident că argentinianul era un personaj incomod pentru Statele Unite ale Americii. În ceea ce privește reacția Moscovei față de acțiunile lui Che Guevara, problema este puțin mai delicată. Susținut necondiționat de liderii comuniști ai vremii, revoluționarul Che Guevara reușește să agite spiritele în momentul în care critică politica sovietică față de țările lumii a treia. În 24 februarie 1965, în timpul unei apariții televizate în Alger, Il Comandante ataca fățiș Moscova într-un discurs incendiar care viza politicile socialiste, nerespectarea drepturilor omului și complicitatea cu puterile occidentale în țările din Africa și Asia. Cel care este nevoit să se confrunte cu reacția vehementă a URSS-ului în urma acestui discurs este nimeni altul decât Fidel Castro. De altfel, în același an, liderul cubanez avea să dea citire celebrei scrisori de adio a lui Che Guevara, scrisoare prin care argentinianul renunță la cetățenia cubaneză și lua asupra sa întreaga responsabilitate a acțiunilor sale. Întâmplător sau nu, una dintre femeile din anturajul lui Che Guevara din timpul ultimei sale încercări de rebeliune, Heidi Tamara Bunky Bider, cea cunoscută mai bine sub pseudonimul Tania, era în realitate un agent KGB infiltrat în rândurile luptătorilor de gherilă din grupul lui Che. Dar poate cea mai delicată poziție dintre cele enumerate aici este cea a liderului de la Havana, Fidel Castro. Prietena apropiată a lui Che Guevara, bucurându-se de încrederea oarbă acestuia, Fidel este alături de argentinian încă din primele momente ale revoluției din Cuba. De altfel, cei doi sunt aproape de nedespărțit după victoria împotriva dictatorului Fulgencio Batista, iar prietenia lor pare una exemplară. În realitate, Castro era conștient că o țară minusculă așa cum este Cuba era prea mică pentru a fi condusă de două personalități uriașe. Practic, idealurile fiecăruia dintre ei merg pe drumuri separate la scurt timp după declanșarea reformelor socialiste în Cuba. Dacă pentru Fidel Castro războiul se încheiase odată cu victoria
istoria mișcării de la 26 iulie, acesta axându-se pe problemele politice, sociale și economice ale țării sale, pentru Che Guevara lupta nu era decât la început. Visul argentinianului era de a stârni revoluții în toată lumea, în special în Africa și America de Sud, prin care să răstoarne guvernele capitaliste și să instaureze o democrație autentică în spiritul ideilor sale radicale. În plus, Fidel Castro mai era și vădit, deranjat de mitul lui Che, de popularitatea mereu crescând a acestuia în rândurile maselor și de imaginea de creier al revoluției, dar și de eminență cenușie din spatele paravanului pe care îl reprezenta liderul cubanez, imagine puternic promovată în mass media din toată lumea. Eșecul relativ al reformelor instituite de Che Guevara în Cuba este un alt motiv pentru care Fidel tinde să dorească înlăturarea fostului său camarad de arme. Dacă în situația altor lideri care îl sprijiniseră în timpul gherilei, așa cum este cazul lui Huber Matos, Castro nu vede niciun fel de problemă în a-i închide atunci când aceștia se opun ideilor sale, problema lui Che Guevara este cu atât mai delicată cu cât el era văzut ca un veritabil simbol al luptei de eliberare. Pe scurt, Cuba trebuia să rămână în mâinile ferme ale lui Fidel Castro, în timp ce argentinianul trebuia înlăturat cu orice preț. Și totuși, care sunt misterele din spatele morții lui Che Guevara? Oficial, Ernesto Che Guevara a fost ucis de către Mario Terán, un sergent bolivian revoltat, la 9 octombrie 1967, la doar 2 zile după ce fusese capturat. Aceasta a fost varianta care a circulat în mass media internaționale la scurtă vreme după asasinarea sa, iar mesajul transmis către lume era unul cât se poate de simplu și de cinic. Revoluționarul Che nu era atât de iubit de mulțime pe cât se spunea, masele îi urau acțiunile, iar revolta interioară a unui soldat a dus la moartea sa. Ulterior, s-a spus că René Barrientos, președintele de atunci al Boliviei, a ordonat personal execuția rebelului argentinian într-o încercare de a șterge evidentul act de indisciplină al lui Mario Terán, soldatul care și-a permis să execute un prizonier fără să primească ordinul de la vreun superior. Anii au trecut, iar cercetările au arătat, fără doar și poate, că nici președintele bolivian, nici un alt membru al președinției nu a dat vreodată un asemenea ordin. Dar atunci, cine a decis moartea lui Che Guevara? Înainte însă de a oferi răspunsul la aceste întrebări, haideți să analizăm motivele care l-au mânat pe cel numit Il Comandante către junglele Boliviei și împotriva uneia dintre cele mai bine pregătite armate din America de Sud. O acțiune pe cât de misterioasă, pe atât de greu de înțeles pentru toți analiștii care au studiat strategiile lui Che Guevara. Argentinianul își exprimase public în mai multe rânduri intenția de a exporta revoluția în țara sa natală, bineînțeles Argentina. Ba chiar sprijinise o mișcare antiguvernamentală condusă de jurnalistul Jorge Ricardo Massetti. Mișcarea desconspirată în 1963 și anihilată odată cu uciderea liderului său. Nici chiar după tentativa eșuată de a instaura un guvern socialist în Congo și după refuzul oficial al lui Castro de a-l reprimi în Cuba, Che Guevara nu renunță la ideea unei noi încercări revoluționare în Argentina. Silit să locuiască clandestin în Tanzania, Mozambic și ulterior în Cehoslovacia, argentinianul își schimbă însă în mod ciudat opțiunea și își îndreaptă atenția către Bolivia. La fel de ciudat pare și bunăvoința lui Fidel Castro de a sprijini în acțiunea sa și mai mult, acesta chiar ia legătura cu membrii Partidului Comunist Bolivian pentru a facilita cumpărarea unui teren în regiunea Nancahuazau, zonă care ar fi urmat să fie principala bază a rebelilor, dar și punctul de pregătire al viitorilor recruți. Federico Arana Serra, pe atunci atașat militar al Boliviei la Bonn, afirma în cartea sa cu numele Che Guevara și alte intrigi că fusese înștiințat de către un oficial american încă din 1966 că peste un an urma să înceapă un război de gherilă în țara sa natală. Cum doar Fidel Castro, Haide Tamara Bunke Bider, adică Tania, liderul comunist bolivian Mario Monge și câțiva apropiați ai acestuia știau de iminenta acțiune, este evident că Guvernul Statelor Unite ale Americii și implicit serviciile secrete americane fuseseră înștiințate de planurile rebelului argentinian chiar de către unul dintre aliații lui Che Guevara. Ceea ce trebuia să fie un secret bine păzit devenise un fapt cunoscut încă înainte de începerea sa. Dovezile care indică o capcană întinsă rebelului argentinian continuă cu mărturiile autorităților boliviene din acea vreme. Este cunoscut faptul că atât membrii puterii cât și cei ai opoziției comuniste boliviene din acea perioadă aveau cunoștință de existența bazei CIA din apropiere de La Paz, baza numită Guantanamito, aluzie la tabăra similară din Cuba. În plus, activitatea febrilă din anul premergător rebeliunii lui Che Guevara, precum și sosirea mai multor agenți americani din divizia de acțiuni speciale, militari cu o mare experiență în luptele de gherilă din junglă, cu siguranță că nu scăpase autorităților. Și de ce nimeni nu l-anunțase pe Che Guevara? Mario Monge, secretarul executiv al Partidului Comunist Bolivian, PCP, este primul care îl trădează pe Che Guevara, refuzând să trimită cei 20 de luptători de gherilă pe care îi promisese la începutul acțiunii
militare. Ulterior, el avea să se refugieze din URSS de teama represaliilor. Actul său este urmat de o altă trădare, cea a scriitorului și filozofului francez Regis Debray, un om recomandat lui Che Guevara chiar de către Fidel Castro. Acesta este arestat la scurt timp după începerea ostilităților și descrie autorităților boliviene orice detalii legate de tabăra rebelilor, de efectivele acestora și de armamentul de care dispuneau. Un eveniment care are loc în localitățile miniere Santo, Vente și Catavi indică iarăși o trădare a unui personaj încă necunoscut. La 25 iunie 1967, minerii din cele două localități care sărbătoreau pașnic ziua de San Juan sunt atacați puternic de către armata boliviană. Carnajul se încheie cu 26 de morți și un număr neprecizat de răniți. După declanșarea incidentului, avea să se afle că minerii hotărâseră într-o întrunire secretă să sprijine financiar mișcarea rebelă. Spionii se aflau deja peste tot. Ceea ce a urmat ține de istorie. După 11 luni de lupte, rebelii sunt încercuiți, iar Che Guevara este arestat. Două zile mai târziu, la 9 noiembrie 1967, el era executat în incinta școlii din localitatea La Higuera. În aceste ultime zile, iese însă în evidență figura unui personaj misterios. Félix Ismael Rodríguez Mendiguita. Cubanez la origine, acesta era nepotul fostului ministru al muncii din Havana, din timpul președintelui Fulgencio Batista. Odată cu victoria mișcării de la 26 iulie, el fugea în Statele Unite, acolo unde era racolat de către CIA și devenea membru activ al serviciilor secrete americane. Nu se știu informațiile pe care le avea despre Che Guevara. Cert este însă că el a făcut parte din grupul care l-a capturat pe argentinian și tot el a fost cel care l-a interogat și torturat pe acesta. Ca un important amănunt, Che Guevara a fost executat pe când se afla în custodia sa, iar Félix Mendiguita păstrează și astăzi trofeele vânătorii sale, pipa și ceasul lui Che Guevara. Astăzi este aproape evident că ordinul execuției lui Che Guevara nu putea veni decât de la torționarul său, cubanezul Félix Rodríguez. Reginaldo Ustares, unul dintre biografii lui Che, care și-a petrecut ultimii 40 de ani încercând să adune toate piesele puzzle-ului care au constituit viața rebelului argentinian, susține că acesta l-ar fi obligat pe tânărul locotenent Mario Eduardo Huerte Lorenzi, prin vocea superiorului direct al acestuia, colonelul Zentano Anaya, să îl asasineze pe Che Guevara. Răspunsul locotenentului a fost însă ferm. Refuz să îndeplinesc ordinul, deoarece îl consider inuman, nedemn și anticreștin. Vă rog să mă eliminați în acest moment. Ulterior, Lorenzetti avea să moară în urma unui bizar accident de mașină la scurt timp după ce anunțase că își va scrie memoriile. Cel care avea să-i aplice lovitura de grație lui Che Guevara a fost Bernardino Cuanca, sergent bolivian cunoscut pentru ostilitatea sa față de mișcarea comunistă. Mario Terán trăsese 3 rafale de mitraliere în rebel, fără însă alucide. Bineînțeles că CIA neagă și astăzi orice implicare în actul uciderii lui Che Guevara, susținând că l-ar fi dorit viu pe acesta. În schimb, guvernul american a susținut că moartea lui Che a fost un lucru bun din punctul de vedere al poporului bolivian. KGB-ul a dispărut și odată cu el a dispărut și orice detaliu despre implicarea Moscovei în capturarea rebelului argentinian. Asta dacă ar fi existat vreodată o astfel de acțiune. Fidel Castro a folosit imaginea lui Che pentru a-și susține ideile și pentru a prezenta poporului cubanez imaginea un lider exemplar căzut în luptă pentru dreptate și adevăr. Autoritățile boliviene susțin în continuare că nu au ordonat uciderea lui Che Guevara. Oficial, nimeni nu a aruncat piatra către cel vinovat. Dar Che Guevara trebuia să moară. Conspirație sau întâmplare, realitate sau adevăr, nu vom ști niciodată. Până la următoarea conspirație, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe.